felul în care ne vom strădui să reacționăm în viitor, am aflat pe propria piele că cei care sunt împotriva au întotdeauna o doză de vehemență și de agresivitate, apropo, în legătură cu credința noastră, și ne cer nouă să fim așa blânzi și stoici cu necredința lor, ceea ce mie nu mi se pare deloc corect, dar pot să promit public că mă voi strădui să fiu o mână extrem de puternică și de energică, ce uneori trebuie să poartă o mânușă de catifea, dar va fi o mână energică. Aș vrea să vă cunoaștem, oameni buni și dragi. Aș vrea să începem prin a-l invita aici pe domnul Gheorghe Beleiu de la Alba. Da? Domnul, vă rog, microfon. Alba este un județ în care 93,71% din părinți și-au înscris copiii la ora de religie. Este unul din județele fruntașe. Vă mulțumim și pentru asta, domnul Beleiu. Bine ați venit la întâlnirea aceasta. Avem o prezență atât de numeroasă la întâlnire. Mă numesc Gheorghe Beleiu, sunt avocat de profesie, sunt din Alba Iulia, iar noi am luat ființă, suntem o organizație mai tânără, așa ne-am născut cu nicio lună în urmă, la 1 martie. Era aproape de data limită a înscrierilor copiilor pentru ora de religie. A reușit acel procent, eu zic, bun, de 93,37%. Pentru acest lucru a trebuit să ne implicăm foarte mult. N-am reușit ceea ce facem acum, ne pregătim pentru a organiza în fiecare oraș din județ filiale, grupuri și să ajungem la nivelul fiecarei clase. Pentru acest lucru am avut în cursul celor 6 zile, mă refer la înscrierea pentru ora de religie, am avut vreo 8 ieșiri, 2 în presa scrisă, 2 în presa online, audio, emisiuni la radio, emisiuni la TV, plus acțiuni în teritoriu. Am avut întâlniri cu copiii, cu profesorii, am avut întâlniri cu părinții, am avut întâlniri cu reprezentanții celorlalte culte religioase. Fiindcă trebuia să-i lămurim și pe ei că e bine să înscrie copiii la ora de religie, că nu e un lucru rău și mai ales că acea cerere permitea copiilor să opteze pentru cultul în care doreau să își desfășoare orele de religie. Cam atât, nu vreau să vă țin, că urmează și vă mulțumim foarte mult, domnule Beleiu, felicitări! Urmează de la Argeș, domnul Ion Dan Serafimescu e aici. Domnul Serafimescu, bună ziua, bine ați venit! Vă rog! Bună ziua! Cred că eu sunt, mă rog, un caz aparte, dacă îmi permiteți acest lucru, pentru că sunt singurul președinte de filială județeană care nu sunt părinte, nu sunt nici măcar căsătorit și în momentul în care s-a pus problema, bine, și dacă vei fi întrebat cum am ajuns în această funcție, nefiind părinte, eu am spus că dacă e o problemă de statut, mă retrag. Dar dacă se va pune întrebarea pur și simplu din punct de vedere, să zicem, moral, eu am spus că vreau să mă implic în această problemă pentru că s-ar putea ca în momentul în care voi fi părinte, dacă Dumnezeu va hotărâ așa, să nu mai am la ce să-mi dau copilul. Adică mi se pare situația atât de galopantă în rău, încât există riscul ca în câțiva ani să nu mai avem pentru ce lupta. Și dacă ne vom trezi să fie prea târziu. Avem aici în spate o frumoasă siglă, un frumos logo legat de cei 3 factori, familia, școala și biserica, pe care eu consider foarte disparați în ultimii 25 de ani. Din nefericire, și lucrez, sunt profesor de istorie, observ că în ultimii ani, între cele 3 elemente care ar trebui să se ocupe de educație, există un dezinteres, dacă vreți, de cel mai multe ori, dacă nu chiar o discordie. Fiecare lasă anumite lucruri să le facă ceilalți. Cred că rolul acestei asociații ar trebui să fie tocmai deliant. Ca să adune împreună biserica, familia și școala, pentru, nu neapărat, nu doar pentru ora de religie, pentru că dacă ar fi doar pentru ora de religie, consider că
ar fi o cauză prea mică, ci pentru sănătatea acestei națiuni. Mi-aș dori, de exemplu, să văd că această asociație se va implica pentru sănătatea educației promovată la televizor, pentru sănătatea educației promovată pe stradă, pentru toate lucrurile care se întâmplă aiurea și care nu ne convin și de care de cel mai multe ori nu ne implicăm pentru că considerăm că nu este treaba noastră. Să știți că, de exemplu, și eu foarte des am văzut anumite chestii la televizor în care cazuri din biserică, să spunem, da? Din rândul bisericii erau puse așa pe tapet și foarte, foarte aspru incriminate și spuneam ce face BOR-ul. De ce BOR-ul nu își trimite reprezentant? După care am înțeles, destul de târziu, dați-mi voie să vă spun, că BOR-ul suntem noi toți. Biserica nu înseamnă... Poate spun un lucru care deranjează. Biserica nu înseamnă doar prea fericirea sa. Biserica nu înseamnă niște ziduri. Biserica înseamnă noi toți. Și aici mă acuz în primul rând pe mine, pentru că de fiecare dată când am auzit pe cineva lângă mine spunând ceva rău de un preot sau de un profesor, eu n-am sărit să spun că lucrurile nu stau așa. Am preferat, cum facem toți de fiecare dată poate, să mergem mai departe și să spun, domnule, nu e treaba mea, mă scuzați, am altceva de făcut, mă grăbesc. Vă mai dau un exemplu. Ne este, deși suntem o asociație, sau deși toți adunați de aici, avem cel mai puternic sprijin pe care l-ar putea să aibă cineva pentru o cauză. Îl avem pe Dumnezeu. Suntem foarte timizi în ceea ce facem, sunt foarte defetiști. Și nu înțeleg de ce. Iar alții care se luptă pentru cauze străine, am discutat aseară cu un coleg de-al meu de la Argeș și spunea, da, sunt doi oameni. Bun, pentru faptul că sunt doi oameni, sau poate nu sunt doar doi oameni, poate sunt mai mulți, dar luptă pentru o cauză străină și cauză incorrectă, ei sunt foarte vehemenți. Iar noi care îl avem pe Dumnezeu și ne sprijin în chestia asta, suntem foarte timizi și este trist. Eu mi-aș dori ca primul pas în continuare la lucrul pe care noi vrem să-l facem și cel mai vizibil, pentru că se apropie sărbătoarea Învierii Domnului, ca toți cei 90% din părinți care au semnat pentru ora de religie să se întâlnească pe stradă și să salute cu Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și să arătăm atunci pe stradă, public, că suntem o forță. Și să nu ne mai lăsăm călcați în picioare. Și vreau să vă mai spun un lucru, s-a precizat aici și trebuie să ne luptăm pentru chestia asta ca în noua Constituție care se dorește a fi revizuită, ora de religie să fie obligatorie. Și cine poate să împiedice faptul că 90% din populația acestei țări dorește acest lucru? Întreb, dacă 90% din populația ar dori reintroducerea monarhiei, acel lucru nu s-a realizat? Cu siguranță da, pentru că statul reprezintă, lucrează în folosul cetățenilor. Deci dacă 90%, dacă vom fi într-adevăr 90% hotărâți să facem acest lucru, cu siguranță va trebui să ne batem și să se întâmple. Și să nu mai lăsăm niciun strop din această cauză să se piardă. Să nu mai dormim cum s-au dormit cei 25 de ani, considerând că am obținut o libertate și va curge de la sine. Vă mulțumesc, vă cer scuze pentru... Mulțumim și noi. Domnul președinte Adrian Jicu de la Bacău, domnul profesor Jicu, rugămintea este să încercăm să ne cadrăm în timp de 3 minute. Mulțumim mult. O să ținem și un timing ca să... Da? E foarte bine. Sunt obișnuit cu genul ăsta de presiuni, ca să zic așa. Suntem, de fapt, cu toții, cred, obișnuiți, pentru că, în definitiv, dacă mă gândesc mai bine, ăsta e și motivul care ne-a unit, care ne-a făcut să ne constituim. Dar să revin la ceea ce voiam eu să spun. O să sar firește peste partea introductivă, de salut și așa mai departe. S-au spus aici câteva lucruri foarte, foarte importante și, într-adevăr, lupta noastră abia acum începe. Nu trebuie să ne lăsăm cumva amăgiți de faptul că s-a obținut acest procent, fie el de 91, 2, 3, cât o fi, ci de faptul că provocările de abia de acum încep. S-au lansat aici câteva întrebări și câteva nedumeriri. Cum e posibil ca 1, 2, 3 indivizi să fie atât de vocali, atât de agresivi? Lucrurile se explică foarte simplu printr-o putată din domeniul comunicării care spune așa:
Un tren care ajunge la gară la ora fixă nu e o știre. Un tren care întârzie e o știre. Ori noi trăim într-o lume care are această fascinație pentru rău, pentru senzațional, pentru ceea ce iese din tipare. Ori ăsta este motivul pentru care Europa trăiește astăzi, și ăsta e un adevăr, o dictatură a minorităților. Am ajuns, iată, noi 90% sau 90 ceva la sută să fim permanent hărțuiți, agresați, tracasați, atacați și așa mai departe de o minoritate. Mă tem însă că ăsta este trendul pe care îl dă globalizarea, pe care ne-l dă Europa. Așa că lupta noastră este infinit mai grea, pentru că noi, de fapt, apărăm, să zicem, o cauză cu minte, o cauză corectă, o cauză cunoscută. Dacă noi am venit acum și am face lucruri senzaționale, dacă ne-am tăvălit, știu eu, prin ce piață, dacă am face, nu știu ce minune, atunci cu siguranță că interesul mass media ar fi mult mai mare pentru noi. În momentul în care noi venim și apărăm școala, religia, valorile spirituale, astea mă tem că sunt un pic neinteresante pentru lume, ceea ce firește că nu e normal. Acum, pe de altă parte, ce e de făcut, sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut și vă spun în calitate, de data asta, mai puțin de părinte, ci în calitate de profesor, atât la Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău, cât și la unul dintre colegii de acolo, lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Eu am să fiu primul foarte critic la adresa mea însumi ca profesor. E foarte mult de schimbat, nu numai în manuale, și mai ales la oameni. Resursa umană, profesorii sunt foarte, foarte importanți și acolo va fi nevoie nu doar de un training, nu doar de schimbarea programe sau a câtorva manuale. E vorba de schimbare de mentalitatea acestor oameni și de a-i motiva, inclusiv financiar. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Un profesor cu 800, cu 1000 de lei, profesor de religie sau de chimie, de fizică, de română, de ce-o fi el, e foarte, foarte greu să găsească în el resurse. Sigur că e nevoie și de Duhul Sfânt, dar e nevoie și de bani pentru acești oameni. Oamenii ăștia trebuie motivați și trebuie perfecționați în sensul în care s-a spus și probabil că lucrurile astea o să le discutăm pe comisie. Eu nu lungesc acum intervenția mea. Sunt foarte bucuros să mă aflu aici în mijlocul dumneavoastră și sunt absolut convins că împreună vom reuși să apărăm aceste valori spirituale, pentru că eu cred în ora de religie nu neapărat sau nu doar pe latura asta teologică, ci și în sensul pe care Eminescu-l dă bisericii, acela de păstrătoarea valorilor identitare românești. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Urmează Mihorul, domnul profesor Sorin Curilă, președintele filialei Asociația Părinți pentru Ora de Religie Bihor. Mulțumim mult, domnule profesor! Bună ziua! Mă numesc Sorin Curila, de profesie sunt cadru didactic universitar, profesor la Universitatea din Oradea. Într-o stare de neliniște pentru societate, creată de acele voci controversate, considerăm noi, care cer insistent scoaterea religiei din curicula elevilor din învățământul preuniversitar, ca semn de normalitate s-a înființat Asociația Părinților pentru Ora de Religie. În acest context, în 28 februarie 2015, în sala festivă a Colegiului Național Mihai Eminescu, în prezența a peste 300 de părinți și a vicepreședintelui organizației la nivel național, domnul Romeo Moșoiu, s-a constituit filiala județeană a POR și a fost ales comitetul director. Acesta este constituit dintr-un președinte, subsemnatul, trei vicepreședinți, o doamnă avocat, o doamnă economist, un coleg profesor de istorie de la universitate, doamna secretară, director într-o școală din învățământul preuniversitar, un cenzor economist și alți doi colegi membri ai comitetului. Imediat după ședință ne-am stabilit niște obiective imediate. Acestea erau implicarea în demersurile de completare
a formularelor de înscriere. Putem afirma astăzi că procentul de completare în județul Bihor este de 95%. Ne-am stabilit alt obiectiv, să constituim filiale în orașele din județ, în 5 orașe. Ne-am stabilit obiective să transmitem memorii către principalele instituții publice, instituția prefectului, a primarului, Consiliul Județean, Episcopia Ortodoxă, Greco-Catolică, Romano-Catolică, Reformată, cultele baptist și penticostal, Inspectoratul Școlar Județean. În perioada 2-6 martie, prin delegați ne-am deplasat în orașele din județ și am constituit la Ștei, unde au fost circa 200 de părinți membri ai asociației, o filială. În 3 martie ne-am deplasat la Marghita, am constituit acolo o asociație cu 308 membri. La Beiuș, în data de 4, o asociație cu 240 de membri. La Salonta, o asociație cu 218 membri. La Alești, o asociație cu 178 de membri. Astăzi, în Bihor, avem peste 1000 de membri. În perioada 4-11 martie, constituirea filialei Bihor a fost promovată în mass media locală, astfel în jurnale ca Bihoreanul, Crișana, revista pentru învățământ și tineret, Ovidan, revista Învățământul, revista Tribuna Învățământului, pe diverse site-uri oficiale ale Episcopiei, al Inspectoratului, au apărut articole despre constituirea filialei noastre. În 4 aprilie, televiziunea locală prezenta un interviu al președintelui Apor Bihor și al președintelui de la filiala Beiuș. Am continuat activitatea cu a doua ședință a Apor Bihor, în care am prezentat un raport de activitate după 2 săptămâni de lucru și am prezentat acolo strategii și obiective transmise printr-o comunicare cu domnul vicepreședinte Romeo Moșoiu de la nivel național, dar și președinții de la filialele din Bihor ne transmiteau și dânsi și obiective pe care ne dorim să le îndeplinim. Aș vrea să-mi cer scuze, să știți că ies pentru că sunt diverse televiziuni pe hol care vor diverse interviuri, nu pentru că aș avea altceva. Pur și simplu, vreau să știți că dacă ieșim, cine întoarce, este pentru că trebuie să comunicăm. Iertați, vă rugăm. Continuăm. Da. Tot la acea ședință, eu o consider importantă, am invitat un fost profesor universitar, astăzi pensionar, fost prorector al universității și membru în Comisia de Învățământ, Știință, Tineret și Sport a Camerei Deputaților din Parlamentul României în mandatele 2000-2004, 2004-2008, ne prezenta o conferință privind ora de religie. Nu, n-aș vrea să vă rețin prea mult cu cuvântul meu. Eu doar vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Mulțumim mult și Bihorul este împreună cu noi și vă mulțumim pentru asta și vă mulțumim mult, domnule președinte. Concordia respectivă. Urmează Bistița Năsăud, doamna Bob Nastasia,
Doamna președinte, se pregătește Botoșaniu. Bună ziua, stimați colegi. Și apoi Brăila. Am ajuns azi dimineață la ora 2 pentru că venim de la câteva sute de kilometri cu colegii mei, vicepreședintele și președinta de filială locală, dar am ținut neapărat să fim în mijlocul dumneavoastră. Pentru că la noi, la Bistrița, se spune că soarele răsare de la București. Și vă mulțumim, colegii de la București, că ați avut această inițiativă. Vă transmit salutul colegilor din Comitetul Director. Mulțumim frumos pentru că noi acolo la Bistrița, aproape toți din Comitetul Director, am lucrat în asociații de părinți la nivel de școală, dar niciodată n-am avut un cuvânt de spus pentru că aici la București nu eram organizați. Atât de mult ne bucurăm că ați început această acțiune, încât la noi la Bistrița Năsăud procentul de înscriere pentru ora de religie a fost de 98%. Asta pentru că noi suntem acolo prieteni și cu celelalte confesiuni, pentru că, așa cum ne-a transmis inspectorul școlar, părintele inspector, avem o familie de musulmani și o familie de evrei care s-au înscris la ora de religie ortodoxă. Vreau să vă transmitem, nu vreau să vă mai rețin, să vă transmitem mai multe acțiuni ale noastre, pe lângă toate ieșirile în presă, pe lângă reportaje, pagine de Facebook, grupuri. Să știți că Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi și Centrul Cultural Municipal au lansat o temă la care ne-au invitat și pe noi. Este un proiect care se va desfășura pe timpul unui an școlar și lună de lună, întâlnirea, proiectul se numește Muzică și Lumină, adică muzică clasică și teme dezvoltate de preoți ortodoxi sau profesori de religie sau filozofie. N-am reușit încă pe afișe să punem și numele nostru ca filială județeană pentru că suntem în proces de organizare, dar am participat deja cu 30 de tineri la o primă întâlnire și să știți că sunt de succes aceste întâlniri mici cu tinerii pe lângă ora de religie și ceea ce se întâmplă în familie. Mult succes tuturor colegilor din țară! Mulțumim! Mulțumim foarte mult! De la Botoșani. Doamna Cristina? Da? Bună ziua! De la Botoșani, Cristina Bălăuncă mă numesc. Sunt profesor de fizică. Fizica este, fără voia lui Dumnezeu, nu ar exista. Este pentru că așa vrea Dumnezeu ca noi să descoperim lumea. Aș vrea să prezint activitatea asociației, dar nu singură. Aș vrea să vă prezint și pe doamna vicepreședintă, doamna dr. Laura Puiu, doamna de la care am învățat în momentele grele că toate sunt de la Dumnezeu. Iar atunci când primim o mică cruce de dus, că sunt mici crucile de dus, să știm că Dumnezeu nu ne-a uitat. De aceea suntem și noi aici, pentru că am primit o cruce de dus și simțim că Dumnezeu nu ne-a uitat. Asociația de la Botoșani are filiale și în celelalte orașe din județ. Avem, zicem noi, o activitate destul de bună. Asociația noastră s-a înființat în prima zi de post a postului mare. Este o binecuvântare pentru noi. Avem sprijinul celor de la Patriarhie, celor din inspectorat. Avem activități, zicem noi, destul de frumoase, conferințe, apariții la televizor, posturile locale, bineînțeles. Suntem căutați să vorbim despre asociația noastră. Vă doresc succes pe ziua de astăzi și vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Bălăuță! Mulțumim foarte mult! Acum avem un dacătru nou de la Brăila, urmează Brașovul și apoi doamna Maria Elița de la Buzău. Vă rog! Da, ce pot să vă spun despre filiala de la Brăila? Suntem 350 de membri, funcționăm în cadrul așezământului Iulioasa Parascheva. Aș zice eu că lucrurile sunt bune la Brăila, n-aș vrea să vorbesc foarte mult. N-aș vrea să vorbesc foarte mult, aș vrea să vorbească pe viitor mai mult faptele noastre despre noi.
activitățile pe care le vom întreprinde. Până acum, zic eu că stăm bine, avem o relație foarte bună cu sindicatul cadrelor din învățământ, care ne sprijină și, așa cum am spus, pe viitor, sper de la Brăila să auziți numai de bine. Alexei Burlacu de la Brașov. Da? Săruna, bună ziua, bine v-am găsit. Doamne ajută, bine ați venit. Aș pleca de la ceea ce face profesorul de religie la școală. Ce face? Învață copiii. Părinte profesor Dumitru Stăniloae spunea așa, cuvântul învățătură are la origine o combinație de două cuvinte, prefixul îl și învățătură. Învățătură face parte din familia de cuvinte care țin de viață. Deci iată că învățătura este o cunoaștere care te sporește în viață. Asta este diferența pe care consider că o face ora de religie față de alte ore care îți aduc mai informații. Vreau să cred și sunt convins că acesta va fi un țel pe care va încerca să-l atingă profesorul de religie, poate și cu ajutorul APOR, acela de a dărui copiilor o învățătură care te sporește în viață. Și de aceea manualul, după mine, trebuie gândit în acest fel. Altfel, ce să spun, la Brașov, impactul acestei soluții a Curții Constituționale a făcut ceva valuri și nu am rămas nemișcați. Prin doamna vicepreședintă Carmen Moruz, care după aceea a fost aleasă în asociație, directorul Școlii Populare de Artă Tudorel Vădiceanu, a fost organizată o conferință programată până 3 ore, dar s-a prelungit la 5 ore, au fost peste 500 de oameni, a fost adoptată și o declarație. Mă bucur că lucrurile se mișcă și sper ca și copiii și părinții să sporească în viață la sfârșit și prin modul de organizare și de manifestare a acestei asociații care trebuie să fie de impact. Doamne ajută, mulțumesc! Mulțumim, doamne ajută! Doamna Maria Ioniță de la Buzău se pregătește, doamna Raluca Cârj de la Călăraș. O să mă adresez, doamne președinte, mai mult eu am emoții. Mulțumesc, Maria, mă numesc și atât. Sunt mândră să reprezint APOR la Buzău și sunt mândră să reprezint Buzăul în fața dumneavoastră APOR. Nu în ultimul rând, ci pentru faptul că din cele 7.000 de adeziuni de care pomenea doamna președinte, nu știu dacă dintre ele sau în afara lor, noi venim cu 3.000. Dumnezeu m-a binecuvântat în această viață cu 3 familii. Una, cea de bază de acasă, formată din soțul meu și cei 5 copii. Adică eu sunt părinte care trebuie să reprezinte realmente ora de religie. Cea de-a doua, la fel de onorantă, familia mea, formată din cei 50 de vârstnici pe care reprezintă 10 ani și pe care iubesc enorm emoția. Și cea de-a treia familie, cu care Dumnezeu m-a onorat din data de 20 februarie, aici în sală, Ioan Ionel Aurel și dumneavoastră, numită APOR. La Buzău, așa cum vă spuneam, avem deja 3.000 de adeziuni, este pentru noi un obiectiv prioritar și lucrăm la asta. Noi avem deja activitate, ne întâlnim de 2 ori pe săptămână, avem sediu, beneficiem de întregul suport și întreaga consiliere și prietenia Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei și în mod special al înalt preasfințitului Arhiepiscop Ciprian, căruia îi mulțumim nespus. Avem sediu deja, avem secretar, avem program de audiențe și asta se datorează cumva și efortului nostru voluntar, dar și efortului instituției de care vă vorbeam. Cred că împreună trebuie să lucrăm la schimbarea opticii asupra societății civile, înțeleasă în componența majoritară creștin-ortodoxă. Vă mulțumesc! Mulțumim, felicitări! Raluca, Cârjă, bună ziua! Cârjilă! Cârjilă! Da. Noi suntem de la Călăraș, sunt împreună cu prietena mea, Nicoleta Dima. Sunt puțin emoționată, care este vicepreședintă. Ne-am înființat pe 5 martie.
multe din activități, nu le mai repet pentru că sunt cam aceleași, ce doresc eu să transmit? În primul rând să rog toți preoții de aici din sală să transmită și să mulțumească din partea noastră că au mobilizat părinții, că au sădit în sufletele părinților credința, pentru că, cel puțin la noi la Călăraș, când am făcut întâlnirea, era o sală arhiplină în care erau părinți educați de dumneavoastră, de preoți. Acești părinți împreună cu profesorii de religie pot să facă o treabă foarte bună doar dacă acești preoți care își fac treaba muncesc alături de noi. Trebuie să fim, după părerea mea, o echipă în care fiecare, ca în Sfânta Treime, în care fiecare să lucreze cât mai mult ca finalitatea noastră să fie niște tineri capabili să spună nu, capabili să ia decizii proprii, capabili să înfrunte pe oricine și să aibă niște valori. Niște valori care, indiferent ce pe care să le poată susține, indiferent de vremurile care vor veni, indiferent de regimurile care vor fi, copiii noștri și tinerii noștri să fie capabili să spună eu am hotărât asta, eu am coloană vertebrală, eu nu accept să fiu înjosit, eu nu accept să mint, eu nu accept să-L vând pe Dumnezeu. Mulțumim, Veronica Cârcină de la Călăraș. Urmează Adriana Vizor de la Cluj și apoi doamna Magdalena Mândea de la Constanța. De la Cluj acum. Adriana Vizor. Bună ziua, bine ați venit! Numele meu este Adriana Buzgar, așa ca să rectificăm o eroare din... Adriana? Din așa am zis? Ne-am zis bine? Adriana Buzgar. Cu G am zis, de la ce? G. Cu G. Guzgar. Nu-i bine? Nu. Cu B? Guzgar. Să știu, bine, așa, așa ne cunoaștem cu toții, sigur ne vom cunoaște mai bine după masă. Nu sunt președinta filiale de Cluj, sunt vicepreședinta. Președinta noastră este doamna Elena Ivanca, actriță la Teatrul Național. Ieri au fost zilele deschise, porțile deschise ale teatrului și motive bine temeate n-au putut fi prezentate. Dar am ținut noi ce de la Cluj să fim reprezentați astăzi, am venit aseară târziu, am ajuns. Ca și organizație și noi suntem foarte tineri, în 28 februarie, ne-am constituit la Cluj prin... grația domnului Moșoiu, care a reușit să fie un factor de coagulare foarte puternic în Ardeal, am văzut că a făcut un adevărat tur de forță, Alba, Cluj, Oradea și așa mai departe. Ne lipsea acest factor de coagulare, nouă ca părinți. Eu așa simt, nu mi-aș fi imaginat acum o lună că se va dezvolta atât de puternic această organizație. În opinia mea este poate cea mai rapid crescătoare organizație din România în ultimii ani și cu filiale bine constituite pe plan local. Noi, cei de la Cluj, așa cum v-am spus, ne-am constituit în 28 februarie, la scurt timp, în 3 martie, președinta Elena Ivanca a dat o mână de ajutor la Bistrița Năsăud când s-a constituit filiala Bistrița Năsăud. Apoi, la scurt timp, tot noi ne-am implicat și în organizarea filialei de la Zalău. Procentul de înscriere a fost impresionant în toate cele 3 județele, ne-am înscris și noi, și Clujul, și Bistrița, și Zalăul, în procentul mare de înscriere în țară. Până la urmă, familiile și-au spus cuvântul și vorbim de peste 90% din numărul de copii înscriși. Eu cred că, până la urmă, numărul contează în România și așa este și firesc într-o democrație și cred că mișcarea APOR, că așa aș vedea eu acum lucrurile, până la urmă s-a creat o mișcare adevărată, va fi un factor important în societatea românească. Până la urmă ne-am dorit și noi părinții să fim puțin mai activi, mai implicați în educația copiilor noștri. Vă mărturisesc sincer, a fost prima oară când l-am întrebat pe fiul meu, elev de liceu, ce faceți voi la ora de religie la școală? Au fost lucruri care nu mi-au plăcut, pe care le-am auzit, dar au fost lucruri care mi-au plăcut de la copilul meu, ca adolescent, are alt grad de discernământ față de cei mai mici. Cred că trebuie să-i auzim și pe ei ce își doresc și ei de la ora de religie. Își dorește ora de religie, toți colegii lui își doresc. Își doresc alt gen, poate pe dezbatere, poate mai atractiv. S-ar putea să fie poate cea mai frumoasă și mai atractivă ora din curricula școlară. Acum
Sigur, noi ca părinți suntem un element de legătură între școală, între biserică, între societate. Până la urmă, noi reprezentăm familia și părinții și poate că trebuie să ne implicăm și noi mai mult. Ăsta este motivul pentru care și eu sunt aici și dumneavoastră, număr foarte mare. Am fost foarte impresionată de numărul mare de părinți din județul Cluj, pe care i-am văzut în sală și care doresc să fie implicați, chiar numai cei care n-au putut, nu au reacționat. Din informațiile care eu le-am avut de la Inspectoratul Județean de Învățământ, nu s-au înscris decât copiii care înregistrau un grad de absenteism școlar sau abandon școlar și un foarte, foarte mic procent de părinți care chiar nu doreau ora de religie să înscrie în procentul de sub 10%. Mulțumesc! Da? Doamna doctor Mintea Magdalena de la Constanța se pregătește din Bobița și apoi Dolju, reprezentantul de la Dolju. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru oportunitate. Mă numesc Magdalena Mindea și sunt momentan președinta tinerei filiale de la Constanța. Spun tinerei datorită faptului că suntem încă în procesul de a ne organiza și de a ne forma. Vreau în primul rând să mulțumesc din suflet fondatorilor asociației. Sunteți de-a dreptul un exemplu de inițiativă, de credință, atât pentru ceilalți părinți, cât și pentru copii. Dacă, fiindcă afiliata noastră nu are încă activitate, aș vrea să fac o paranteză și să vă explic sau arăt o problemă cu care ne-am confruntat. Ca să ne cunoaștem puțin, eu sunt născută și crescută în țara Făgărașului, însă în primăvara adolescenței am migrat cu părinții în Statele Unite. Pe parcursul acelor 22 de ani petrecuți în afară, am terminat studiile, am practicat ca anestezistă, m-am căsătorit cu un sălăjean plecat și el de la vârsta de 5 ani și împreună cu care am adus pe lume 5 copii. În urmă cu 2 ani, în ciuda faptului că familiile noastre au decis să rămână în străinătate, eu și soțul meu ne-am decis să ne întoarcem acasă. Astfel ne-am repatriat. Și stabilit în Constanța. Nu știu câți dintre dumneavoastră cunoașteți, însă copiii constanțeni au oportunitatea și binecuvântarea să fie educați la o școală creștin-ortodoxă, Școala Sfinților Martiri Brâncoveni. Vă mulțumesc! Nu știu câți dintre dumneavoastră cunoașteți, dar această școală, în ultimele 2 săptămâni, a fost de-a dreptul brutalizată în mass media, în felul cum s-a prezentat o secvență dintr-un joc de rol a copiilor din gimnaziu, înscenând viața și martiriul Sfinților Brâncoveni. Acest adevăr istoric, care de-a lungul a 300 de ani a însemnat ce înseamnă să fii român, ce înseamnă să-ți iubești țara, ce înseamnă să sacrifici viața pentru țară și neam, acum acest moment este batjocorit de-a dreptul. Din păcate, în România de astăzi, evenimente de genul acesta sunt expuse de asociații ca ASUR și domnul Pătrașcu, ca momente de horror, ca momente care ar trebui să fie negate și uitate. Ori eu mi-amintesc că în România de altă dată, motiv pentru care m-am întors în țară, este să îmi cresc copiii într-o Românie în care credința în Dumnezeu era centrală oricărei familii și în care dragostea de țară și de neam era mai presus de orice.
Dat fiind că sunt sigură că astfel de atacuri vor continua, fac un apel la dumneavoastră și la asociație să instaurăm ori o ramură a asociației care poate să intervină în astfel de situații. Chiar vreau să vă întrebăm cum putem noi să ajutăm ca situația de acolo de la liceu să se îndrepte cumva. Vreți să facem un comunicat? Vreți să... Ar fi ideal. Deci ne-a luat puțin prin surprindere mica ceea ce a postat domnul Pătrașcu pe Facebook. Cum am spus, a fost un luat din context. Efectiv o secvență... Dar toate campaniile lor sunt absolut, așa. O secvență așa. De un minut și a apărut într-o duminică. Iar luni dimineața școala a fost pur și simplu asaltată de toate televiziunile. Există o filmare a întregului moment? Absolut. Putem să o avem și noi, să o analizăm și să o postăm noi, să o șeruim noi, ca să se înțeleagă de fapt ce a fost? Ceea ce vreau să subliniez este că această serbare a avut loc anul trecut, la sfârșitul anului. Haideți să ne mobilizăm, să încercăm să ne trimiteți 300 de ani de la moartea Sfinților Brâncoveanu anul trecut. Este clar că nu vreau să insinuez nimic, însă faptul că această secvență a fost scoasă la iveală acum, după ce s-a arătat că 90% din țară crede în Dumnezeu, mi s-a părut un atac asupra educației, asupra credinței, asupra tradițiilor noastre. Haideți să îndreptăm. Vă rog să căutați o filmare absolut, integrală, cât se poate de bună, să ne trimiteți la Doru, la mine, la Romano. Da, o vedem și o postăm, aranjăm tot ce se poate face, să arătăm adevărul și să încercăm, în măsura în care se poate, cumva, să și demontăm toate mizeriile care absolut, se întâmplă. Absolut. De fapt, unii din părinți se gândeau dacă ar fi posibil să facem demersul, să-i dăm în judecată pentru nefăimare de caracter. Deci mi-a spus ce fel de mamă sunt eu dacă îmi trimit copiii la astfel de școală. Deci s-au făcut niște comentarii foarte, foarte dure și de la locul lor. Haideți să vedem ce putem să facem împreună. Vă mulțumesc pentru că m-am ajutat. Mulțumim mult. Trebuie să spunem că v-au făcut reclamă școlii ortodoxe din Constanța, pe care nu cred că împreună toți părinții de acolo, oricât buget de publicitate ați fi avut, să investiți, luați și partea bună, dar e adevărat, trebuie să cu siguranță să fim destul de prezenți și destul de ferme aici. Dâmbovița, unde trebuie să vă spunem, Dâmbovița este pe primul loc la partea de raportare, s-a mobilizat extraordinar. A fost prima filială pe care am reușit să o înființăm. Și lucrul ăsta cred că v-a ajutat destul de mult, că ați avut un start bun. Felicitări! Bună ziua, doamnelor și domnilor, doamnă președintă! Este o onoare pentru întreaga filială a părinților pentru ora de religie Dâmbovița să fim astăzi aici. Într-adevăr, am fost primii 13 februarie și la sfârșit am trecut tot primii linia de sosire. Și le mulțumesc, în primul rând, colegilor mei din comitetul director. Le mulțumesc părinților, le mulțumesc celor din Inspectoratul Școlar Dâmbovița și mulțumesc Arhiepiscopiei Târgoviștei. Fără această echipă, nu foarte numeroasă, dar extrem de strânsă, nu am fi reușit. Și nu e meritul nostru și nici nu vom pleca acasă noi cu un cadou. Cadoul nostru rămân copiii. Rămâne întrebarea pe care le-am adresat-o multora, chiar dacă nu de liceu, mai mici. Vrei să urmezi în continuare cursul de religie? Și răspunsul a fost da, vreau să merg acolo, pentru că îmi place de doamna, pentru că eu mă simt bine. Acum, la modul teoretic, mergând în orașele și în localitățile rurale din județul Dâmbovița, trebuie să vă mărturisim că am întâlnit și dificultăți. O oarecare reticență din partea unor directori, o oarecare reticență din partea unor părinți,
Mulți dintre ei spuneau că să studieze istoria religiilor sau să studieze etică. E foarte greu. I-am lămurit, i-am le-am explicat, pentru că am avut alături de noi și profesori de religie și reprezentanții ai Arhiepiscopiei, pe Părintele Arhidiacon. Și atunci lucrurile au fost într-o fuziune perfectă. În toate centrele metodice din județul Dâmbovița am reușit să înființăm filiale. Următorul pas va fi ca la nivelul fiecărei școli, fiecărei entități, fiecărei unități de învățământ să realizăm acest lucru. Noi spunem că nu am câștigat războiul, este o primă bătălie, dar această bătălie ne dă resursele și ne dă credința că de aici înainte, dacă vom urma aceeași rețetă, sigur vom câștiga. La toamnă vrem să fim 100% Dâmbovița pentru că merităm. Și vă mai spun de ce merităm. Orașul Târgoviște este singurul oraș din România cu cele mai multe lăcașuri de cult raportat la numărul de locuitori. Și poate că nu întâmplător am trecut primii linia de sosire. Vă mulțumim și încă o dată mulțumesc echipei mele. Dorju, vă rugăm. Și se pregătește Galațiu și apoi Hunedoara. Bună ziua! Sunt Gabriela Rusu Păsărin, sunt vicepreședintele filialei DOL și purtătorul de cuvânt. Sunt conferențiar la Universitatea din Craiova, comunicare și jurnalist și sunt realizator de emisiunea Societatea Română de Radiodifuziune, Radio România Oltenia Craiova. Sunt aici pentru că președinta noastră este într-un proiect european în Turcia și atunci reprezint, dar sunt împreună cu doi colegi, părintele Florin și Iuliana, profesor de religie. Suntem o organizație care ne-am constituit recent, 16 martie, suntem în procesul de organizare, dar am avut de la bun început câteva ținte pe care succint vi le voi prezenta. Suntem pentru ora de religie, dar am dorit să avem o deviză a noastră pentru noi. Părinți pentru copii. Și aceasta pentru că noi, părinții, suntem părinții biologici. Dumneavoastră, preoții, sunteți părinții spirituali. Iar profesorii sunt părinții educaționali. Din toate cele trei repere, părinți pentru copii, consider că reverberează foarte bine cu ceea ce urmează să derulăm. Ora de religie este doar punctul de început. Consider că se va dezvolta într-un evantai tot ceea ce se întâmplă acum pentru viitor. Noi vedem o viață lungă acestei asociații cu elementele de noutate în fiecare an. De aceea, felicitări, în primul rând, tuturor părinților din această perspectivă. Și pentru că există această triadă, familie, școală, biserică, ne-am coordonat activitatea de acum pe cele trei componente. Vrem să activăm familia și să organizăm la nivelul subfilialelor din localitățile mari workshop-uri pentru părinți, pentru că avem datoria să colectăm toate problemele cu care domnilelor se confruntă atunci când pun în paralel ceea ce se întâmplă cu copiilor într-o oră de religie și ceea ce se întâmplă în toate celelalte ore în care se confruntă cu strada și televizorul. Ei bine, din această perspectivă, părerile domnilor lor vor fi foarte importante pentru noi. Dorim să activăm școala, motiv pentru care vom colabora cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și propunem cursuri de perfecționare pe tema comunicare persuasivă și conduită instituțională. Pentru că și noi avem nevoie să știm aceste repere din punct de vedere științific și mai ales prin practica exemplului. Și probabil că sub egida casei corpului didactic va putea fi organizat un asemenea curs la Craiova, cu siguranță îl voi propune
așa cum am altele în derulare acum, tocmai pentru a activa în felul acesta profesorii de religie și ai confrunta, dacă vreți, cu o parte științifică și o parte de conduită efectivă. Aceasta pentru că am avut semnale și din partea părinților pe această componentă. Și e bine să conștientizăm toate componentele. Este apoi biserica și vă mărturisesc că ne-am constituit cu sprijinul în al preasfințitului Irineu, mitropolitul Olteniei și arhiepiscopul Craiovei. Ne bucurăm de sprijinul domniei sale și de aceea dorim două exemple de practică de la Dolj. Dorim să înființăm tabăra Ora de Religie sau, dacă vreți, școala de vară într-o altă accepțiune. Pentru că ora de religie nu se derulează numai în cele 50 de minute. Înseamnă mult mai mult decât atât. Și vrem să facem aceste tabere în mănăstirile din Oltenia, acolo unde avem ateliere de pictură pe icoane. Și unde copiii pot să aibă o oră de pictură, o oră de muzică cu cântările religioase, acelea cu care cu adevărat pot să plece acasă îmbogățiți. Vizitele de documentare din jurul mănăstirilor, care înseamnă, dacă vreți, un corpus informațional necesar pentru copii a privi altfel religia și altfel biserica și altfel locul de mănăstire. Cu adevărat un păstrător de identitate culturală românească. Și o a doua experiență pe care am văzut-o în străinătate, comunitățile românești din afara României s-au constituit și se dezvoltă în jurul bisericii. Un exemplu, Biserica Bunavestire din Moreal este centrul de cultură și credință pentru toți românii din Moreal. Poate în această manieră schimbul de experiență între grupuri din Dolj și aceste comunități ale românilor din afara României înseamnă un exemplu de bună practică și de cooptare și a altor părinți care poate au avut reticențe în această primă aderare la organizație. Avem 95% de susținere a orei de religie. Vă mulțumesc, felicit inițiatorii și sperăm tinerețe fără bătrânețe acestei asociații. Mulțumim! Galațiu! După Galați se pregătește Hunedoara, apoi Ialomița și Iașu. Bună ziua, dragi colegi! Mă numesc Romeo Costea, reprezint asociația filiala Galația POR în calitate de vicepreședinte. Tot așa, din motive binecuvântate, președinta asociației nu a putut fi prezentă. În schimb, au venit colegele mele de la Altecuci și colega de la Galați. Suntem trei reprezentanți pe zonă. Țin să spun că ne-am înființat pe 1 martie. Deja am pornit cu 500 de membri. A fost o manifestare de amploare în cadrul Teatrului Muzical Nae Leonard din Galați. Când mi s-a propus să fiu vicepreședinte, inițial am stat puțin pe gânduri, pentru că, sincer să fiu, serviciu și familia mi ocupă și activitățile copiilor mi ocupă majoritatea timpului și în sensul acesta apreciez foarte mult efervescența și implicarea doamnei Stanciu și a domnului Romeo, pentru că îmi dau seama din punctul meu de vedere ce câtă implicare trebuie să fie în a pune la punct toate acțiunile asociației și ca să nu lungesc discursul, am apreciat foarte mult discursul domnului Rafael, dacă am reținut bine. Trebuie să fim realiști, trebuie să fim un liant practic între biserică, familie și societate. Trebuie să fim o asociație dorită de copii și de părinți. Trebuie să fim, acțiunile noastre să fie în concordanță cu contextul local. Să fim atenți la anumite, chiar dacă relația cu autoritățile și cu instituțiile statului este foarte bună, iar ajutorul pe care îl avem și din partea înalt preasfințitului Castian, avem sediu, avem tot suportul necesar, noi, la rândul nostru, trebuie să fim implicați și să facem lucrurile cu responsabilitate, dacă dorim să avem și un rezultat. Practic, copiii caută să fie stimulați și noi, la rândul nostru, să creăm acțiuni în cadrul acestei asociații
prin care să-i facem să-și dorească să fie prezenți, să fie activi în cadrul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumim! Doamna Adriana Prodan, președinta Asociației Părinți pentru Adolegie Hunedoara, Ialomița, Iașu și Ilfov. Bună ziua! După cum m-a prezentat domnul Moșu, sunt Adriana Prodan, reprezint DEVA. Mi-a plăcea să vă spun că am 7 copii. Nu? Am doar 4. Mulțumesc Dumnezeu că mi se împlate. Vreau să vă dau și eu ceva. Noi suntem... Adriana are mai mulți copii, să știți, că ea are în grijă destul de mulți copii, este și șefa centrului local la cercetare și deci are foarte mulți copii. Mi-a făcut parte din prezentare. Bun, reprezint DEVA și organizația locală a cercetașilor României. Mi-ar plăcea să vă rog, nu mi-ar plăcea, bun, o să vă rog frumos, dacă se poate, să facem un grup pe Facebook în care să ne împărtășiți din demersurile pe care le-ați făcut, cum s-a întâmplat, ce ați făcut, să ne ajutați și pe noi. Deci noi ne-am înființat mai târziu, mai ardelenește la DEVA. Există pagina de Facebook? Pagina de Facebook, bun. Este o pagină la care toată lumea are acces. Da. Să fie un grup în care să putem să comunicăm între noi. Al staff-ului, care să fie doar noi. Da, da, da. Există deja? Da. Staff Apor România. Staff Apor România. Poate ne dați un accept celor care sunteți să ne spuneți cum să facem. Bun, da. Și dacă... Okay. La comunicare, la... Am greșit? Nu, e foarte bine. Foarte bine. Ce spuneți e foarte bine. La partea de comunicare, la atelierul de comunicare, vom discuta despre lucrul ăsta. Perfect. Da, nu știu ce să mai spun. Dați. O să discutăm mai târziu. Mulțumesc. Mulțumim, Adriana. Mi-am adus aminte, scuze. Unul dintre inspectorii școlari mi-a spus un lucru care mi-a plăcut foarte mult și pe care poate profesorii de religie ar trebui să știe, să fie conștienți de el. Manualele de religie, la fel ca toate celelalte manuale, sunt un suport didactic. Ceea ce trebuie schimbat și la ora de religie este programa școlară. Pentru că domnii profesori, doamnele profesoare de religie... Bun, acolo... Deja s-au schimbat, se lucrează pe alte programe, sunt noi complet, sunt programe făcute pe teme. Lucrurile s-au schimbat fundamental în ultima vreme. Manualele pe care eu le am, cele trei manuale ale celor mari, sunt de dinainte de schimbări, sunt de dinainte de întâlnirile noastre. Acum se lucrează la toate aceste lucruri. Veți avea toate aceste chestiuni, sperăm cu ei. Mulțumim și noi. Da. Iar din Ialomița, doamna Matache sau domnul Munteanu? Doamna Matache. Vă rog. Și de Iaș, apoi Ilfov și Maramureș. Mulțumim. Adriana Matache, președinta Apor Ialomița, o asociație sau filială asociației destul de tânără, înființată pe data de 5 martie. Am avut susținerea părintelui inspector din Ialomița, părintele Stanciu Dragoș, căruia îi mulțumim. Am avut susținerea protopopiatului Soboziei și Călărașului. Sala a fost plină de părinți care au împărtășit diverse păreri vis-a-vis de ora de religie. Foarte multe dintre ele pro, foarte puține contra. Spunând că eu fac parte din generația care nu a studiat religia la școală, ca probabil mulți dintre noi de aici, o doamnă care a studiat în mediul rural povestea cum în clasele 1-4, deci în învățământul primar, a avut de scris o compunere despre o clădire din sat. Pentru că biserica era clădirea pe care o vedea cel mai des, a desenat biserica. Pentru asta a fost agresată fizic la acea vreme. Să dea Dumnezeu să nu mai ajungem la astfel de povești. Vorbim de vremuri dinainte de 89. Vorbim de vremuri dinainte de 89. Deci cineva care face parte probabil din generația mea, care nu a studiat religia la școală. Spuneam că suntem o organizație tânără, ne dorim să fim liantul despre care vorbeați între biserică, școală și familie. Vis-a-vis de ce spunea doamna de la Dolj mai devreme, cei care lucrați în învățământ știți că nu numai manualele de religie sunt depășite de planurile cadru, de programe, de proiecte. Sunt multe manuale care sunt depășite, care sunt astăzi în școli.
Într-adevăr, clasa pregătitoare, clasa 1 și clasa 2 deja intră pe programe noi, pe programe integrate, pe curriculum integrat, fac matematică și științe, fac comunicare și limba română. Deja lucrurile încep să se schimbe. Să dea Dumnezeu să fie cât mai multe schimbări. Mulțumesc! Iașu, domnul Popa Corneliu reprezintă Iașu, apoi domnul președinte Cătălin Cosma de la Ilfov, Maramureș, Mureș, Prahova, Neamțu și Prahova. Bună ziua! Reprezint Iașu în lipsa președintelui nostru, domnul conferențiar dr. Puiu Ioniță, care din motive de sănătate n-a putut fi prezent. Sunt aici cu o echipă formată din unul din vicepreședinții de la Iași, doamna profesor Silvia Săpeleanu și o altă doamnă vicepreședintă de la Hârlău, doamna Laura Crăciun. În ceea ce mă privește, sunt fizician, am constatat că nu sunt singurul. Nu am profesat ca fizician, în momentul de față mă ocup de coordonarea alimentării cu combustibil a aeronavelor pe 4 aeroporturi din România. Vreau să vă mărturisesc că am mers la ședința de constituire a POR Iași, nu fără un oarecare scepticism. Mi-a trimis un SMS învățătoarea fetiței, ne-a zis și părintele la biserică și am zis că hai să văd ce o mai fi, că de ONG-ul e plină țara. Ceea ce m-a motivat să mă raliez aceste inițiative a fost personalitatea domnului Romeo Moșoiu și seriozitatea cu care s-au discutat lucrurile acolo. În acele scurte discuții, de după, mă rog, toată procedura de constituire a filialei din Iași, ne-am orientat pe trei direcții, zicem noi, strategice. Una de dezvoltare a organizației în județ și în sensul ăsta am deschis filiale în patru centre importante din Iași, Hârlău, Pașcani, Târgu Frumos și Podul Iloaiei. O altă direcție strategică a fost aceea de intervenție în școli. Am avut o bună colaborare cu inspectoratul școlar și în special cu inspectorul de religie și din perspectiva asta am putut noi părinții să ne concentrăm mai mult pe cazurile problemă. N-aș putea să mă laud că am avut foarte mult succes sau ce a fost sau se poate numi ca succes că ni se datorează într-o măsură foarte mare. Cert este că într-un final am fost destul de cunoscuți prin școli, spre mirarea mea am fost luați destul de în serios și unele situații care păreau fără ieșire cu abilitățile de comunicare ale unora din echipa noastră au putut fi rezolvate. Și în sfârșit o a treia direcție strategică a fost aceea de comunicare, în sensul că cei dintre noi care au fost invitați sau care au avut ocazia au participat pe la emisiuni sau au dat interviuri prin presă. Vreau să precizez de asemenea că beneficiem de suportul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, personal înalt preasfințitului Mitropolit Teofan, care acordă o importanță neașteptat de mare din punctul meu de vedere acestui demers și de asemenea ne acordă un credit care ne onorează și ne responsabilizează în același timp. Aș vrea în încheiere un singur cuvânt în plus. Așteptarea mea pentru ziua de astăzi este să reușim să punem bazele unei structuri profesioniste. În sensul că am mai avut ocazia să activez și în alte ONG-uri, am văzut cum se pot întâmpla lucrurile după ureche. Nu doresc să activez într-o organizație care face lucrurile după ureche. Cine se pricepe la ceva să lucreze în domeniul ăsta, iar cine nu se pricepe să stea deoparte și să lucreze unde se pricepe. Nu aveam de gând să fac precizarea asta, care bunora poate să li se pară un pic cam dură, dar mi-a venit ideea când am auzit de intervenția doamnei de la Constanța vis-a-vis de cum ar trebui abordată problema de la Constanța.
Cred că trebuie gândită bine cum trebuie aprobat. Deci cei care se pricep și care știu tot felul de implicații ale unui război media, de exemplu, sau care știu că poate ar fi mai bine de luat pe calea juridică, deci să decidă, după ce au analizat posibilele efecte, să decidă cea mai bună cale de urmă. Mulțumesc! Mulțumim! Mai departe... Da. Călin Cosma. Mulțumesc. Da. Domnul președinte Călin Cosma. Da. Bună ziua tuturor. Ca și colegul dinainte, sunt fizician de formație, informatician de profesie. Deci pot să vă demonstrez că 1 plus 1 este egal cu 10, fără glumă. Și aș vrea să încep cu o întrebare. Ce reprezintă pentru dumneavoastră ziua de 31 octombrie? Pentru mine anul reprezintă ziua în care copiii mei se îmbolnăvesc subit. De ce? Pentru că este Halloween. Este ziua în care copiii mei nu merg la școală. Și așa cum... Așa cum spunea înainte Rafael Udriște, de bună vestire nu se face absolut nimic, în schimb de Halloween se face. L-aș invita pe domnul Toma Pătrașcu să filmeze de Halloween ororile care se produc acolo și să le posteze pe Facebook să vadă ce înseamnă importul unei tradiții care nu este românești. Am avut discuția asta nu cu Toma Pătrașcu, ci cu Remus Ciornea într-o emisiune la Digi și mi-a spus că nu reușim noi ăștia care suntem pro-religie, nu reușim să înțelegem un joc. Acela este un joc. Copii, însă statistici, să știți că și ce s-a întâmplat pe scena acelui liceu de la Constanța a fost tot un joc, o piesă de teatru. Evident. Ce mai vreau? Bine, Remus Cernă este cu persoanele delfin, intră în altă categorie. Ce vreau să vă spun despre Aporilfo? Și noi suntem relativ destul de tineri. Am ajuns până la momentul de față să avem un reprezentant în fiecare școală. Sperăm să ajungem la nivelul să avem în fiecare clasă. Deschiderea a existat, am avut suport din partea, și din partea bisericii, și din partea inspectoratului, și din partea directorilor de școli. Am fost, cel puțin eu, am fost foarte impresionat să văd solidaritatea chiar din partea directorilor de școli care s-au implicat și au militat pentru ora de religie. Și un singur lucru aș vrea să vă mai spun. Ați văzut sigla, sunt trei cercuri. Familia, școala și biserica, care se întâlnesc în cadrul orei de religie. Aș vrea să vedeți cercurile astea la diverse nivele. Da? La nivelul național este aporul, inspectorul sau ministerul și biserica. La nivelul județului este aporul de pe județ, inspectoratul județean și protoieria sau arhiepiscopia. Și la nivelul fiecărei școli suntem noi, părintele copilului, preotul din parohia respectivă și profesorul de religie. Și dacă cei trei care sunt la bază reușesc să conlucreze, atunci eu zic că și la nivelul acesta la care ne-am strâns toți, vom avea foarte, foarte multe și frumoase rezultate. Mulțumesc! Mulțumim, Mara Mureș, Mureș, apoi Neamț, Prahova. Domnul Cosma chiar are 7 copii. Mulțumim, domnul Cosma, pentru acești fluturași pe care ai găsit să puteți să vă dezvoltați mai bine în București. Doamne ajută! Gabriela Tănăsoa este numele meu, reprezint Asur... Dar știți de ce am spus Asur? Iertați-mă! Știți de ce am spus așa? Pentru că sunt foarte șocată. În 2 martie, am deschis filiala Mureș a Asociației Părinți pentru Ora de Religie. Și am fost foarte activi, foarte activi la nivelul județului și m-am trezit zilele trecute că un copil mi-a spus: doamna profesoară, știți, este un concurs și v-am înscris pe dumneavoastră ca și coordonator. Concursul, aici am regulamentul concursului și voiam să fac un apel către dumneavoastră să le spuneți copiilor dumneavoastră să nu participe la acest concurs. Se numește regulamentul concursului interșcolar Nicolaus Copernic. Am foarte mari emoții, mă iertați.
și este organizat de către această asociație ASUR și bineînțeles că acesta a început în 19 februarie și se încheie în 24 septembrie. Eu am rămas foarte șocată că acel copil a venit tocmai la mine și m-a anunțat că am fost înscrisă ca și profesor coordonator. Eu predau cultură civică și geografie și sunt și jurist, lucrez la o firmă în Târgu Mureș, ca jurist. Ce să vă spun, o să văd cum o să ies din această provocare. Ceea ce voiam eu să vă spun este altceva. Mureșul este un spațiu multilingvistic și multietnic și după cum a auzit și dumneavoastră prin presă, noi suntem cumva obligați să facem față la multe, multe provocări. Una din aceste provocări a fost și înscrierea copiilor la ora de religie. Mie mi s-a părut o aberație să mă înscriu eu ca om normal, să mă înscriu și să cer să fiu român, să fiu creștin ortodox. Cerere să fac aceia care n-au nicio treabă cu Dumnezeu sau care au altă credință, au alte valori, valori așa în credinții mele. Dar nu eu, român ortodox, creștin, care vorbesc limba română și m-am născut în limba română, să fiu forțată, să fiu obligată să fac cerere. Mi se pare o aberație și îmi pare rău că am intrat în acest joc, că s-a intrat în acest joc. Trebuia pus de la bun început, punct. Domnule, lăsați-ne, noi suntem români, suntem ortodoși și pentru asta, așa că cum s-a vorbit de schimbarea Constituției, cred că trebuie să luptăm ca în primul articol, unde se spune că România este un stat național, unitar, independent și indivizibil, trebuie adăugat acolo că România este un stat creștin-ortodox. Așa, pentru a lămuri orice problemă și pentru a nu mai naște nicio idee că minoritatea trebuie să-și subjuge majoritatea și vedem cu toții că trăim într-o tiranie a minorității. Nu trebuie să acceptăm așa ceva, părerea mea. Nu știu. Mulțumesc. Foarte multe aveam să vă spun, foarte, foarte multe, dar nu știu cum, așa mi-a luat gura pe dinainte și am început chiar cu partea de sfârșit, ceea ce voiam să vă spun la sfârșit. Dar sper să ne cunoaștem mai bine și să punctăm și să plecăm de aici cu câteva repere. Nu vreau numai așa să veni vidi vici, să ne vedem și să fim încântați că am făcut un drum până la București. Noi am călătorit toată noaptea, acum dimineața am ajuns. Abia stau în picioare, sunt foarte obosită. Dar pentru asta o să am puterea pentru a lupta și pentru a-mi impune dorința de a pleca de aici cu un plan de activități, mai ales pentru copiii noștri. Eu am două fetițe. Aș vrea ca... Poate vorbesc prea mult? Mă iertați! Mă iertați! V-am spus, sunt și profesor și vorbesc destul de mult și la firmă tot așa vorbesc până reușesc să-i convinc că așa cum zic eu este bine. Vă mulțumim, ne-ați convins. Doar atât vreau să vă spun, doar atât. Aș vrea să avem și noi tot așa. Cum spuneam și colegii de mai înainte, sunt mulți copii care nu știu ce se întâmplă de Deni, nu știu ce se întâmplă de Sfântul Gheorghe, sau bine, acestea sunt sărbători mai mari, dar aș vrea să avem concursuri pentru fiecare sărbătoare importantă, să-i trezim un pic și să-i conștientizăm și să fie mai apropiați de Dumnezeu, pentru că așa cum s-a spus și aici, fără Dumnezeu nu putem face absolut nimic și asta aș vrea. Să facem un calendar al activităților și să participăm cu toții, cei 40 de filiale din județe, să fie așa o extraordinară implicare. Acestea să fie concursurile la care să participăm, nu acelea care promovează Big Bang-ul și lipsa lui Dumnezeu din viața noastră. Vă mulțumesc din suflet, iertați-mă! Mulțumim, Mureș! Se pregătește Marea Mureș acum. Dacă Marea Mureșul este, îl invităm să vorbească. Vreau să vă spun, doamna președintă, că va depinde de noi toți astăzi, în aceste trei ateliere și apoi în plen, să decidem lucrurile importante care vor continua. Dar pentru că nu ne dorim să ne setăm așteptări foarte, foarte înalte, vă spun doar că aceasta este o primă întâlnire
și faptul că ne-am adunat aici din peste 40 de județe ale României este un lucru extraordinar. Este un început bun, mai avem de construit la partea de filiale, mai sunt încă județe în care nu suntem prezenți, doar avem grupuri de inițiativă, dar cu toate astea, astăzi, împreună, pe ateliere, discutăm, folosind metoda Open Space, fiecare dintre dumneavoastră putând să vină să contribuie și apoi prezentăm în plen, punem o telerie. Da? De aici plecăm. Vă mulțumim! Bună ziua tuturor! Vin din Marea Mureș și poate reprezint cea mai tânără filială din țară, nu are nici o săptămână. Iar eu probabil sunt printre cei mai tineri membri ai filialei. Sunt aici ascultând experiența bogată pe care dumneavoastră ați acumulat-o într-un timp extrem de scurt, m-am întrebat firesc de ce la noi s-a întâmplat atât de târziu. Și explicația pe care am găsit-o este că probabil din Marea Mureș Dumnezeu n-a plecat niciodată. Noi nu avem nevoie de adeverințe că Dumnezeu există. Marea Mureș este un loc în care creștinii încă umplu bisericile, ba mai mult le înconjoară. Și eu personal sunt și mamă, sunt și învățătoare și îmi place că lucrez acolo la temelie. Până aici s-a vorbit de lucruri foarte înalte, la nivel foarte înalt. Cred că trebuie să lucrăm acolo jos, la rădăcină, să punem acolo ce trebuie ca să creștem frumos. Nu vorbesc foarte mult, mi se pare că vocea copilului este cea care trebuie să vorbească și întâmplându-se toată nebunia asta cu cererea pentru a face oră de religie, chiar s-au întâmplat lucruri extraordinare. Vă vorbesc de la nivelul clasei mele, unde am părinți care doresc să fie atei și au încercat să impună această opțiune și copilul lor. Și aici ajung la calitatea profesorului de religie. Omul acela a reușit să-l facă pe copil să îndrăgească atât de mult această disciplină, încât au venit părinți, chiar de la alte culte religioase, să mă roage, Doamna, dar se poate să rămână și copilul meu la oră? Este absolut îndrăgostit de profesorul de religie. Și eu cred că așa putem să formăm oameni. Vă mulțumesc și o să învățăm de la dumneavoastră ce putem face mai departe. Mulțumim! Neamțu, domnul profesor Popescu Florin, profesor de matematică. Fraților, dacă sunteți atât de tineri, eu vreau să vă spun că suntem cam cei mai bătrâni. Data noastră de naștere este 1 decembrie, era să zic 1918, 1 decembrie 2014, când într-un loc din România, și mă bucur că sunteți de la oraș, într-un mediu rural pe care îl reprezint, la 3 săptămâni după decizia Curții Constituționale, aceasta a fost recuzată în mod oficial într-un liceu, unde au fost, după cum știți probabil toți, este filmarea, au fost acolo copii de la ciclu primar și până la liceu, împreună cu profesorii și cu părinții, așa cum este sigla noastră. Faptul că mediul rural în acest pământ binecuvântat, pentru că dacă în Dâmbovița sunt cele mai multe biserici, cred că la domnul doctor Gabriel Lovici în Suceava și la noi în Neamț, sunt cele mai multe mănăstiri și cei mai mari duhovnici. Noi suntem în eparhia duhovnicului Neamului, Părintele Iustin Târgu. Și acolo a fost un lagăr de muncă forțată la Bicaz, la hidrocentrala de la Bicaz, așa cum a fost și la canal. Iar profesorii care nu erau primiți înapoi la catedră erau primiți aici unde spun eu că a fost această manifestație, la Borca. Deci la liceul de la Borca a fost recuzată. Deci noi cumva suntem exonerați de situația aceasta, am putea să fim mult mai ofensiv, pentru că, într-adevăr, atitudinea este foarte, foarte defensivă. Doamnă președintă Lianta noastră, Liana Stanciu, a spus un lucru minunat. Deci două ore de religie. Romeo știe, în 1993, senatorul și poetul Ioan Alexandru a spus: băi, spuneți două ore, că oricum una o să o pierdem. Deci, în situația de victorie pe care... În
în acest context al minunii pe care ne-a dăruit Dumnezeu, al comorii cu care nu știm ce să facem, 90%, eu cred că va intra în istoria României în momentul acesta, avem o mare răspundere, pentru că, într-adevăr, poate îi reprezentăm pe acești părinți care s-au mișcat și au semnat mai mult decât îi reprezintă deputații și senatorii, mai mult decât ne reprezintă ei. Și atunci, răspunderea asta noastră, eu am zis că este și momentul acesta al discuției în Parlament, e foarte binevenit ce a spus colega despre Constituție, dar de ce să nu dăm și un comunicat acum pentru ce se discută în Parlament? Noi atunci, vreau să vă spun, eu vă spun lucruri reale care le-am cerut pe 1 decembrie. Am cerut. În afară, copiii aveau pancarda, lăsați-ne ora de religie în școală. Dar ora de religie este ceva generic, avem foarte celelalte probleme pe care le-a spus și Rafael aici. Și am cerut, în afară de asta, să ne fie lăsate icoanele în școli, care sunt puse acolo de către părinți și de către copii. Nimeni nu are voie să le ia de acolo. Să ne lase slujba de început de an, pentru că s-a început să fie și asta eradicată. Să nu ne mai fie luate vacanțele religioase. Deci nu cred că a mai fost un moment, domnul ministru al educației, i-am spus și atunci, nu era acesta, era celălalt, îi spun și celui de acum oficial, nu s-a mai petrecut faptul acesta ca în ziua de bobotează, că vorbim de ziua de bună vestire, deci în ziua de bobotează copiii au fost forțați, obligați să meargă la școală. Și la fel, în vacanța de Paști, în săptămâna în care copiii trebuie să meargă la Denis, sunt forțați să meargă la programul numit Școala Altfel. Deci să ne fie respectate, pentru că acum câțiva ani, când aveau acea inițiativă și se știa programul Ministerului de la început, de pe 15 septembrie, luau atitudinea anumiți profesori și schimbau. Anul ăsta nu au mai schimbat nimic. Adică suntem așa, nu reușim să coalizăm. Deci de aceea vreau să spun și vă rog, așa cumva, pentru că aveți așa, ne-am întâlnit aici, să facem ceva și în sensul ăsta la discuție în Parlament. Pentru că suntem o forță acum și măcar nu știu ce putem face, e rugămintea mea. Okay. Mulțumim, domnul profesor Florin Popescu. Urmează, așa cum am spus, Prahova. În Prahova îl avem pe domnul Andrei, pentru domnul Mihai Coadă, pe domnul actor Mihai Coadă și mulțumim pentru implicare. Prea cu cernici părinți, iubiți creștini, slăviți să fie Domnul și Maica Domnului în veci, amin. Mă numesc Mihai Coadă, sunt actor pensionar la Ploiești și încep prin a spune că ar trebui să fie o mai mare coordonare între Patriarhie și Ministerul Învățământului prin reprezentantul Patriarhiei în secția învățământ, pentru că atunci când se programează structura semestrelor în anul următor, trebuie să se ține seama și de postul cel mare. Pentru că, iată, anul acesta, săptămâna școală altfel, cade în săptămâna patimilor. Ce vor face profesorii și de religie și diriginții? Vor duce copiii, că le este foarte ușor la îndemână, să ducă copiii la teatru și acolo trebuie să ținem seama de cuvântul lui Hristos. Vai de acela prin gura căreia vine răzmintarea lume. Au fost martiri și mucenici care și-au dat viața pentru acest cuvânt ca să-l apere. Dacă se zmintește un copil în săptămâna aia, în loc să-i ducem la spovedanie, în loc să-i ducem la biserică, îi ducem la teatru. Atenție mare, deci așa am vrut să trag un semnal de alarmă, că l-am tras încă din ianuarie la Protoieria Ploiești. Mulțumesc domnului Rafael Udriște, care a punctat extraordinar calitatea orelor de religie. Aici trebuie lucrat, la calitatea orelor de religie. Pentru că e îngrijorător, cum a spus dânsul câțiva, să cunoască doar crezul și Tatăl nostru, câțiva să meargă la spovedanie. Pentru că ei vor da, îi vor mărturisi în viitor pentru acest popor. Că de fapt păgânii ce vor să facă? Ca noi lăsându-i pe copiii noștri la orele de religie să se întâlnească cu Hristos, să le scoată ca popor din istorie. Păi învățământul școlar de-a lungul istoriei noastre s-a calibrat pe credința în Hristos. Până la comuniști, orele de religie au fost de bază.
un profesor de religie nu intră la ore ca un profesor de second hand. Și trebuie să avem foarte mare atenție ce facem cu copii, pentru că un profesor de religie predă de la 1-a până la 12-a. El trebuie să se plieze 1, 4, 5, 8, 9, 12. La clasele, eu nu dau sfaturi acum, dar la clasele mici trebuie să intre la inima copilului. Altfel, într-un alt mod, cu o povestioară, cu o povață, cu pateric, cu nu știu, dar trebuie să intri la inima copilului, ca acolo, câștigându-l pe Hristos, să meargă ușor, ușor, pas cu pas, prin adăugare, prin materie, prin manuale, să ajungă unde trebuie, la clasa 12-a. L-am întrebat pe cineva, ai câștigat pe Hristos? L-ai cunoscut pe Hristos? L-am întrebat un copil la mizin, în clasa 12-a. Era spovedit, era împărtășit și am mărturisit că da. Foarte frumos. Ceea ce dă lui pentru toți copiii noștri. Și să nu uităm că băgânii ăștia doi, care ne-au vânzolit atâta zilele astea, lunile astea, sunt o interfață, să știți, o iluzie că sunt numai doi. În spatele lor sunt mari dușmani care nu au scop suprem decât distrugerea ortodoxiei. Atenție! Va fi lepădarea de Hristos pe față. Deci trebuie să creștem copiii noștri în credința în Hristos, dar cea adevărată. Eu sunt calea, adevărul și viața. Mă iertați că am vorbit atent, vă mulțumesc pentru atât. Mulțumim! Statul Mare, Sibiu, acum Statul Mare se pregătește Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea, Vâlcea, Olt, Giurgiu, Telorman. Doamne ajută, mă numesc Marnela Gliga, sunt ca profesie inginer. Reprezint părinții din Satul Mare, deoarece noi, ca filială, încă nu ne-am organizat. Abia săptămâna aceasta am avut prima întâlnire, așa că am să mă împărtășesc din experiența dumneavoastră. Mă bucur să văd că atât de mulți dintre părinți au găsit de cuvință să-și aloce din timpul lor și să pună umărul la îmbunătățirea educației copiilor noștri, însă doresc să avem alături de noi și pe cei care nu au copii, deoarece toți suntem mădulare ale aceluiași trup și atunci eu ca mamă nu sunt mamă doar a copiilor născuți de mine, sunt mamă a tuturor copiilor din țară. Copiii mei nu pot să spun că sunt copiii mei, ci sunt copiii neamului meu. Și atunci am obligația de a-i crește și de a-i educa, astfel încât, în momentul în care ei vor ajunge adulți, să poată face cinste, nu numai mie ca părinte, ci întregii țări. Fiind din Satul Mare, doresc să spun că acolo sunt mult mai multe culte decât în sudul țării sau în Moldova, dar avem ce învăța și de la aceștia, de la cei care sunt catolici sau protestanți. Implicarea lor în relația cu copiii, cu tinerii, este mult mai mare decât cea care este a bisericii ortodoxe cu copiii noștri și de aceea poate și au un mai mare succes în a-și menține copiii în cadrul religiei proprii. Cred că avem anumite lucruri pe care am putea să le învățăm de la ei, să avem deschiderea de a primi lucrurile bune. Celor doi domni care ne-au pus pe drumuri, nu pot decât să le mulțumesc, pentru că aceasta este ocazia de a mărturisi. Tot am auzit că vor veni vremuri când va trebui să mărturisim. În sfârșit am ieșit din starea latentă. Eu sper ca Dumnezeu să le lumineze și lor mintea și să se transforme din Saul în Pavel și nu să rămână ca un fel de arie a vremurilor noastre. De asemenea, cred că fiind atât de mulți, păstrarea orei de religie și îmbunătățirea ei este doar primul pas. Avem foarte mult de lucru. Avem de lucru de la a ne proteja copiii de a fi viciați prin reviste, prin mass media. Este dureros că mergi cu copilul tău să cumperi o revistă și lângă revistele pentru copii sunt revistă pentru adulți. Este dureros să mergi
cu copilul se ajunge la casa de marcat dintr-un supermarket și copilul tău să-și ceară anumite produse de adulți care sunt puse alături de bomboane și să nu știi cum să explici că acelea reprezintă altceva, dar și mai dureroasă este ziua în care copilul tău nu-ți mai cere lucrurile astea. Înseamnă că el deja a fost viciat. Sper să lucrăm împreună și sunt convinsă că Dumnezeu, de fapt, va lucra prin noi. Noi doar să-i dăm oportunitatea și să-i dăm puțina noastră energie, care, de fapt, tot de la Dumnezeu vine. Vă mulțumesc! Mulțumim! Sibiu, Suceava, vă rugăm să vă pregătiți și apoi Timiș, veniți chiar mai în față sau... Doamna președintă, preacucernici părinți, doamnelor și domnilor, profesori și părinți. Credința ne oferă tuturor puterea de a da un sens acestei lumi, altfel lipsită de sens. Cu această convingere am venit din Sibiu păstorit de Mitropolitul Laurențiu, din scaunul vrednicului de pomenire Mitropolit Andrei Șaguna, împreună cu directorul liceului din Săliștea Martirului Oprea Miclăuș, profesorul Marius Boromir, pentru a face cunoscut faptul că noi credem cu tărie în ceea ce suntem și în ceea ce vom fi, iar fără de credință nu putem vorbi despre viață și totodată, fără Biserica Ortodoxă, nu putem vorbi de existența și unitatea neamului românesc. Nu dorim o școală atee, prea mult am avut-o deja, cu atât mai mult cu cât știm foarte limpede că orice școală atee scoate indiferenți și sceptici. Vă felicit și vă felicităm din toată inima pentru tot ce ați făcut cu toții până în acest moment. Iar noi ne vom strădui, alături de dumneavoastră, să facem din fiecare român, părinte sau nu, dar cu siguranță creștin, un membru al societății noastre, cu atât mai mult cu cât fiecare copil nu ne aparține doar nouă, părinților, ci întregului neam și mult mai mult decât atât, să facem din existența acestui neam unul în care să se regăsească și toți ceilalți. Au, credeți-ne, cu toții ceva de învățat de la noi, pentru că noi l-am avut pe Dumnezeu în inimile noastre, iar Dumnezeu este întotdeauna cu noi, urmându-i calea, învățătura, urmându-i bunătatea și pildele. Vă mulțumesc mult! Mulțumim! După domnul Valeriu Gavrilov, vicepreședintele de la Suceava, urmează Timiș, Vaslui, Vrancea. Sărbătoarea, bună ziua, Doamne ajută, apor, adică a pornit. A pornit lupta pentru ora de religie, lupta pentru păstrarea unei școli creștine pentru copiii noștri, e adevărat că a pornit și lupta în lor. Și aici fac o mică paranteză. După înființarea noastră am fost onorați ca asociație să fim rugați să participăm împreună cu alte asociații din Suceava în cadrul Alianței Bucovina Ortodoxă la Marșul de Duminica Ortodoxiei, care se pare că a fost un caz singular, a fost un marș centrat pe de-o parte pe triumful Ortodoxiei, dar și pe păstrarea orei de religie în școală. Printre alte lozinci care, și pancarte care s-au purtat la acel marș, Ortodoxia este seva neamului românesc, poporul românesc s-a născut creștin, voievozii români au apărat creștinătatea Europei, s-a purtat o pancartă și s-a scandat și române școală susține religia în școală. Pentru că poate dormeam, dar dușmanul nu doarme. Am să fac un apel la cei mai vechi care au făcut armata. Știu că pe telefoanele de campanie din vechime scria: dușmanul te ascultă. E, parafrazând, dușmanul nu doarme. Și de aceea nici noi nu dormim. Vedem că există grupuscule care agresează, molestează, încearcă să schilodească, să maltrateze, să ucidă până la urmă ora de religie. Noi cu ei luptăm. Pentru că o spunem deschis, e luptă. Ce facem la nivel local și la nivel național nu este decât să descoperim și să punem în viață valențele și puterile pe care le are fiecare părinte pentru copilul lui. Am să folosesc o paralelă cu medicina. Sunt chirurg,
sunt de gardă de câteva ori pe lună. Gândiți-vă că, de fapt, părinții sunt de gardă pentru copiilor în fiecare zi. Asociația am propus pentru noi la Suceava să aibă subtitlul de gardă pentru copiii noștri. Pentru că nu putem să dormim. Așa cum răspunsul imunitar al organismului la o agresiune, la un traumatism, la o infecție, la dezvoltarea unei tumori, este să dezvolte un răspuns imunitar, așa și noi, prin Asociația Părinți pentru Ora de Religie, am arătat că suntem un organism viu care răspunde și care se apără. Mai departe, răspunsul imunitar poate să se epuizeze. Agresorul, o bacterie sau o tumoră, dezvoltă căi de evitare, fie a antibioticilor, fie a răspunsului natural al gazdei. Și atunci și noi trebuie să fim de gardă și treji mereu și să ne concentrăm nu numai pe activitatea și pe mesajul pe care vrem noi să-l impunem ca agendă, ci și la răspunsurile pe care dușmanul le are la acțiunile noastre. Vedeți concursul de care s-a făcut pomenire. Ce ne împiedică să facem și noi concursul cum s-a propus pentru diferite sărbători creștine sau un concurs național cel mai bun profesor de religie, care să răsplătească pe cei mai dăruiți și pe cei mai implicați profesori de religie care se ocupă de copiii noștri. Nimic nu ne împiedică. O să dezvoltăm în atelierele de după amiază și el și celelalte idei pe care le am. Ne urăm succes și Doamne ajută! Doamne ajută, domnule doctor! Timiș, Vaslui, Vrancea. Bine v-am găsit! Apoi sectoarele din București. Bine v-am găsit! Mă numesc Claudia Arbulescu și reprezint Apor Timișoara. Mesajul meu este unul de bucurie. Pentru faptul că s-a constituit această asociație a părinților pentru ora de religie, pe care o consider ca o mare binecuvântare, pentru faptul că ne ajută să ne cunoaștem și să lucrăm împreună. Pentru faptul că ne-am adunat pentru valorile în care credem și pe care suntem hotărâți să le susținem în continuare. Aș vrea să vă împărtășesc o experiență încurajatoare din Timișoara, unde în urmă cu 3 ani de zile, mai mulți părinți, respectiv 12 părinți, s-au hotărât că vor să înființeze o școală ortodoxă. Pentru copiilor, în principiu, și pentru comunitate. Acești 12 părinți au reușit în demersurile lor, pentru că au făcut tot ce le-a stat în putință, s-au rugat foarte mult și dacă au început cu 2 clase în care erau 20 de copii, la această școală ortodoxă, astăzi, în al treilea an de existență, avem 5 clase cu 85 de copii care studiază în această școală ortodoxă. E vorba doar de 12 părinți care și-au adunat forțele. Bineînțeles că toți părinții acestor copii susțin necondiționat toate demersurile noastre și vreau să spun că dacă acest lucru s-a reușit la o astfel de comunitate cum este APOR, la nivel național, lucrurile ar trebui să meargă extraordinar. E adevărat că e nevoie de multă muncă, de foarte bună organizare și de multă rugăciune. Pentru că, până la urmă, avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu în toate pe care ni le propunem. Și cred că dacă facem voia Lui, vom reuși lucruri minunate. Antevorbitorii mei au spus foarte multe lucruri frumoase la care și noi subscriem într-un totul și pe care nu vreau să le repet, bineînțeles. Cred că din punct de vedere practic, ce aș vrea eu să spun este că, așa, pe termen foarte scurt, cred că ar trebui să mutăm accentul de pe a vorbi pe a trăi. Să învățăm pe copiii noștri ce înseamnă voluntariatul. Câtă bucurie poate să aducă voluntariatul, câtă încredere pot ei să capete în aceste acțiuni, cât de multă bucurie pot să dăruiască celor care au nevoie. Se știe că copiii fac ceea ce văd și nu ceea ce aud. De aceea este foarte important ca ei să fie implicați,
să exerseze virtuțile creștine, nu doar să le învețe, să le tocească ca să ia note mari. De asemenea, cred că într-o primă fază ar trebui promovate acele valori ale ortodoxiei, care sunt respectate chiar și de către atei, chiar și de către cei care nu sunt foarte aproape de biserică sau în biserică. Și aici mă refer la mulțumire, la spiritul de întrajutorare, la bucuria, la acea mulțumire pe care am descoperit-o prin cartea Poliana, poate că multe lume știți despre ce-i vorba. La bună cuvință, toată lumea își dorește copii bine crescuți, nu cred că este cineva care are ceva împotriva bunei cuvințe sau... și astfel, dacă reușim să-i atragem pe copii către ora de religie, să placă ora de religie, să-și o dorească, să se bucure de ea, sunt convinsă că acești copii vor merge în familiile lor și vor transmite, nu verbal, ci trăind valorile ortodoxiei. Și astfel va ajunge mesajul nostru la părinți. Deci, dinspre părinți și până la părinți, până la urmă. Mulțumim mult! Am rugămintea să rămâneți totuși în sală, să vorbiți cu microfonul de acolo pentru a face poze mai reușite. Vedeți, aici este... Da? Rugămintea este să vorbiți de unde sunteți. Da, acum urmează... Mergeți puțin în sală, dacă nu vă supărați, că e mai bine așa. Vaslui, doamna președintă, Coman Monica. Bună ziua! Mulțumesc pentru prezentare. Nu, încercați să fiți în... Așa. În... E perfect. E mai bine așa. Poate mulți spun președintă al Vasluiului, mai bine există reprezentant al Vasluiului, pentru că funcția nu este foarte importantă în momentul de față. O să zic că sunt probabil cea mai norocoasă dintre dumneavoastră că am beneficiat de ora de religie. Și vreau să mulțumesc profesorilor care m-au învățat Tatăl nostru, crezul și mi-au împărtășit din ce înseamnă frumusețea religiei într-adevăr în școală. De asta țin să precizez că Vasluiul nu are doar un singur reprezentant. Alături de mine este și doamna vicepreședinte Călin Andreea. Țin să spun că profesorii de religie trebuie să îmbunătățească calitatea acestei ore și cred că o vor face deoarece în toată țara s-au înființat filiale și vor avea probabil în atenție acest aspect că noi părinții îi urmărim îndeaproape și vrem ca copiii noștri să beneficieze în continuare de o calitate a orei de religie. Mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi! Vrancea, unde este? Acolo? Dați de microfonul. După Vrancea o să rog să... mai avem câteva grupuri de inițiativă, încă nu avem filiale. Este vorba de anunț acum ca să vă pregătiți pentru a spune câteva cuvinte și dumneavoastră, dacă doriți să ne transmiteți. Este vorba de Vâlcea, este vorba de Olt, de Giurgiu, de Tellerman și de Covasna. Da? Doamne ajută! Doamne ajută! S-a spus foarte mult până acum și foarte frumos, așa încât voi vorbi, sper, cel mai puțin, îmi doresc lucrul ăsta. Vrancea este printre primele filiale constituite datorită jertfei domnului Moșoiu, care a alergat așa prin toată țara. Am fost a patra după calculele noastre, a doua zi după Buzău. Avem două sedii complet, perfect funcționale, unul ca și sediu oficial, unul pe care noi l-am numit, mi s-a părut puțin pretențios, dar după aceea s-a dovedit că nu este atelier de activități, în care deja am avut două activități și ne-am propus să avem cât de des se poate, poate chiar săptămânal să avem activități cu oameni, cu copii, cu părinți. Ne punem foarte mare accent pe o bază de date pentru comunicare. Avem pusă la punct o bază de date cu tot ce înseamnă profesori de religie din județ până în cel mai mic cătun, cu număr de telefon, persoană de contact, la fel în ceea ce privește preoții care ne susțin ca pe toți ceilalți de aici. Am contactat fiecare părinte din clasele cu problemă ca să ne asigurăm, după ce am identificat întâi clasele problemă, i-am contactat pe fiecare din ei telefonic ca să ne asigurăm că au cunoștință de acest drept de a formula cererea respectivă.
Înțeles și înțelegem în continuare că principalul lucru care trebuie să stea la baza acestei activități a HOR-ului, care după părerea mea este o minune dumnezească faptul că s-a întâmplat, principalul lucru pe care vă rog să-l conștientizăm cu toții este că trebuie să rămânem uniți. Noi știm cu toții că defectul nostru al românilor este acela că suntem foarte ușor de dezbinat. Și sper, acesta este mesajul nostru, rugămintea noastră, este să rămânem uniți, chiar dacă la nivel de opinii, eu sunt avocat de profesie și știu ce înseamnă să ai opinii diferite, chiar dacă la nivel de opinii avem, poate, putem avea, logic, păreri diferite, în ceea ce privește faptele noastre, activitățile noastre, să rămânem uniți în același duh, în aceeași ascultare, ca să îi fândim. Altfel, în caz contrar, există riscul să, la un moment dat, pe traseu, să nu reușim. Mulțumim mult! Gabi, te rog să întâlnești acolo, în ordinea Vâlcea, era destul de aproape, da? Mesaje scurte și... Da, ne-am asociat și noi și ne-am afiliat acțiunii cu brațele deschise. Am venit împreună cu inspectorul cultural al episcopiei și două mămici de copii școlari, deoarece președinta asociației la nivel vâlcean este într-o excursie de trăire religioasă și a trebuit să facă, să onoreze dorința copiilor. Mare lucru nu o să spun decât că am fost uniți în tandemul familie, școală și biserică, deoarece preoții prin reprezentanții eparhiei și ulterior protopopiat și preoți au transmis la momentul oportun mesajul importanței acestei atitudini de luat. Și atunci părinții au avut reacția într-o proporție destul de mare. Dacă nu mă înșel, printre primele locuri am fost ca procentaj. Da, 95% sunteți pe poziția, e adevărat, pe poziția 4. Felicitări! Personal, nu cred că suntem foarte conștienți ca părinți ce înseamnă acest lucru, dar salut din toată inima și doresc să mergem pe un drum bun prin această atitudine de asumare. Deoarece cred că, așa cum sunt eu, sunt majoritatea părinților, n-am beneficiat de educație religioasă în școală, deci suntem destul de deficitari. De aceea denumirea părinți pentru ora de religie este așa cu o conotație de nevoie de catehizare și în rândul părinților. Din punctul meu de vedere ca părinte, sunt fericită că am avut profesor de limba română ca părinte, ca mamă, și preot ca tată și am ajuns la un moment dat să-mi fie rușine că nu împărtășesc și altora ceea ce știu și să constat că există o mare lipsă și durere implicit. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! Oltul! Oltul! Se pregătește Giurgiu. Bună ziua! Silviu Hurul mă numesc, reprezentăm părinții din județul Olt, cei care au optat pentru ora de religie. Să știți că dacă nu existăm din punct de vedere juridic deocamdată, spiritual existăm la loc și vă așteptăm cât mai curând la noi. Țin să vă anunț că avem tot suportul din partea Episcopiei Sfatului și Romanaților, pentru că Preasfințitul Sebastian s-a implicat foarte mult în acea campanie de strângerea cererilor pentru ora de religie. De asemenea, am avut și inspectoratul școlar alături de noi și s-a văzut și rezultatul, locul 2. Mulțumim! Mulțumim, da! Giurgiu, Gabi în față și apoi Arghita Covazna este părintele chiar în spate și Tolomanu este prezent în sală? Este cineva din tăi? Este, da? Bun. Bună ziua! Este un grup de inițiativă și în Episcopia Giurgiului. Preasfințitul Părinte Ambrozie susține
activ această mișcare, atât prin numirea unui inspector preot la disciplina religiei în cadrul inspectoratului școlar. Inspectoratul școlar este alături de această inițiativă. În ceea ce mă privește personal, sunt îmbrăcat în reverenda astăzi, pentru că tatăl meu, cadru militar, de formație ateu, a ascultat un copil în clasa 6-a, care a apreciat profesorul de religie din școala în care își desfășura activitatea, copilul fiind cel care vă vorbește. Așadar, ora de religie cred eu că poate să fie îmbunătățită, dar ora de religie și dacă ar da 1000 de călugări pe an, tot n-ar îndoctrina, ci ar salva. Așadar, revin, sunt preot astăzi mulțumit unui profesor de religie care venea și ne cerea nouă părerea în clasa 6-a despre activități care se le fac la parohie. M-am dus acasă și am spus tatălui meu că vreau să-mi fac preot în clasa 6-a. Ateu fiind, a zis, discutăm în clasa 7-a. Mi-a pus o singură întrebare în clasa 7-a, dacă mai sunt hotărât, am spus că da. Mi-a spus, vorbim în clasa 8-a. Și în clasa 8-a, o singură propoziție a trebuit să audă de la mine, da. Am mers cu mine la 3 seminarii din țară, dacă vreți îl sunăm pe tata. La Târgoviște, Buzău și București, cadrul militar fiind a discutat atât cu conducerea școlii cât și cu elevii, am ales seminarul din Târgoviște. Dâmbovița este pe primul loc la religie cereri semnate. Și ori de câte ori mi-a fost greu în cadrul încercărilor din seminar, tata, care pe parcurs a devenit un practicant religios, care mă împinge de la spate cu activitățile care nu le fac cum trebuie la biserică, fiind cadrul militar. Și tata îmi spunea că eu am ales, dar am ales mulțumită profesorului de religie. Mulțumim apor, mulțumim părinți pentru ora de religie. Mulțumim părinte și vă mulțumim mult de tot pentru toate activitățile frumoase pe care le faceți la Giurgiu. Părintele este foarte implicat în acțiuni de tineret, trebuie să spun lucrul ăsta. Coordonează foarte multe, foarte multe activități de cateheză, are foarte mulți tineri la biserică, este o biserică a tinerilor în Giurgiu, pe care părintele o păstorește și ăsta este un lucru extraordinar. Mulțumim, Giurgiu! Covazna Alchita, părintele Ciprian Staicu. Aici, Gabi, stânga ta. Și apoi Telemanul și filialele din București, ca să... Doamne ajută, mă numesc Ciprian Staicu, sunt consilierul cultural al Episcopiei Covaznei și Alchitei. Am întârziat puțin pentru că am fost anunțați pe ieri după masă și n-au reușit să vină cei din Consiliul Director, ca să zic așa. Vreau pentru început să, dacă tot a ridicat părintele mingea la filiu, să mulțumesc și eu profesorul meu de religie. Era chiar după Revoluție, eram doar câțiva copii care făceam religie și un coleg de-al meu m-a întrebat dacă n-aș vrea să dau împreună cu el la seminar. Și am spus că eu mă fac orice, nu mă apopă, nu? Și în final, datorită profesorului de religie care avea foarte frumos structurate pe niște caiete foarte multe elemente de teologie, că atunci când am luat la seminar se întrebau aceia cum de știe băiatul acesta niște lucruri care se învață de la facultate, le știa profesorul de religie, de fapt. În final, dau slavă Dumnezeu că așa a lucrat încât eu am luat la seminar, din păcate cel care m-a antrenat pe mine, colegul meu, n-a mai reușit, a luat o altă cale. Deci contează foarte mult cum este profesorul de religie. Eu am să expun câteva inițiative care s-ar putea face în toată țara. În primul rând, doamnă președinte, cred că este foarte important să existe un răspuns prompt și mai ales prin comunicate, prin memorii. Cum zicea părinte profesor Ilie Moldovan, nu contează dacă se răspunde pozitiv sau nu. Important e să, scuzați expresia, să facem scandal în sensul bun. Deci orice se întâmplă împotriva bisericii, împotriva orei de religie, împotriva părinților, împotriva copiilor, imediat conducerea APOR să ia atitudine și la un moment dat se vor sătura de promptitudinea părinților care susțin orele de religie și vor mai da înapoi cu atacurile lor. Al doilea lucru, care mi se pare foarte important, la noi, Sfântul Gheorghe, este un colegiu național, nu e Viteazul, există o capelă și prin grija soției mele, care este profesor titular acolo, de vreo 3 ani de zile, fiecare dimineață, de la 8 fără 10 până la 8, se face rugăciunea de dimineață cu copiii care vor să participe. Din păcate, nu prea vin copiii preoților, dar mi-aduc aminte de o fetiță care, la un moment dat,
A venit acapelă, eu eram în capelă așteptând niște copii mai mari ca să îi spovedesc și fetița m-a văzut înăuntru, a dat cumva așa înapoi din ușă, am invitat-o să intre, a intrat, s-a închinat și apoi a zis, n-aș fi putut să trec fără să intru. Deci contează foarte mult ca să-și înceapă ziua astfel și, slavă Domnului, nu există zi în care să nu fie 20-30, mai sunt și peste 100 și nu este vorba de un liceu teologic, este vorba de un colegiu național teoretic. Deci acolo unde există capele, prin școli, ar fi bine să nu fie folosite sporadic, ci mai des. Al treilea lucru, dacă îți putea, ca și conducerea POR, să solicitați, să propuneți fiecărui centru eparhial să facă o mai bună verificare sau o verificare periodică a vocației profesorului de religie, pentru că de obicei se cam pierde la capitolul acesta și în spiritul acestei întăriri, acestei vocații, ar fi bune niște întâlniri ale profesorului de religie cu părinții, pentru că cei 7 ani de acasă pe care îi oferă părinții sunt continuați în spiritul ortodox de către profesorul de religie, după cum s-a spus, din a 1-a până la 12-a. Al patrulea lucru, cred că ar fi foarte important la, mai ales la liceu, ca cel puțin 5 ore pe an, în afara programei, cum va fi în viitor, să se insiste pe ceea ce vor tinerii să se discute la ora de religie. Eu am fost foarte mulți ani profesor, mai ales la liceu, și din prima oră de când începea anul școlar, puneam această problemă și am avut adei, iehoviști și alții care în afară de ortodoxi stăteau la ora de religie, tocmai pentru că se putea discuta foarte liber și frumos. Al cincilea lucru, apropo de faptul că am ajuns un pic mai greu aici, din punct de vedere al comunicării, ar fi bine lucrurile să se îmbunătățească ca să nu aflăm cu câteva ore înainte de a începe această ședință și să venim de departe. Și mai ales în problema informației foarte rapide, cred că lucrul acesta se poate rezolva. Și ultimul lucru, vreau să vă prezint o carte. Se numește Ghid practic ortodox al tânului contemporan. Este scrisă de 12 autori, printre care Virgilu Gheorghe, care se află aici în sală. De asemenea, sunt profesor universitar, doamna Claudia Țuclea, profesor de economie la ASE, în București, aici. De asemenea, sunt scriitor, jurnaliști. Sunt 150 de întrebări ale tinerilor, la care răspund acești 12 oameni. Eu am avut bucuria de a coordona această carte. Părinții de la Frăsinei au spus că este cea mai bună carte adresată tinerilor după Revoluție, în limba română. Ne-am bucurat de această apreciere. Sunt întrebări la care se răspunde foarte sincer de către acești 12 autori oameni din biserică și am să vă dau doar un exemplu de întrebare ca să vedeți că se adresează numai copiilor cu credință, ci și celor care sunt certați cu religia, ca să zic așa. Este o întrebare a unui tânăr: ce este preotul? Un om de vocație sau un om bine plătit? Și răspunde nu un preot la această întrebare, ca să nu fie acuzat de subiectivism, răspunde o profesoară universitară de economie și răspunsul este foarte încurajator. Cartea aceasta, cine este interesat, nu neapărat acum, ci în viitor, pentru a ajunge la copiii dumneavoastră, este un ghid foarte folositor. Dovada, cei 3 ani de când a fost editat, el a fost primit cu foarte multă dragoste. Mulțumesc! Mulțumim! Telemanul foarte repede, apoi din București, dacă dorește, din filialele din București. Filialele din București, dacă doresc să... O să fiu foarte scurt. Eu nu fac parte din asociație, eu reprezint Episcopia Alexandriei și Telemanului. Și exact cum a spus și cel de la Giurgiu, dorim, există un grup de lucru, grupul de lucru s-a format la inițiativa Preasfințitului Galaxion, care dorește să se înființeze și în Alexandria o filială. Mulțumim, o să deschidem cât de curând și la Telemann. Marius Burlădeanu, dacă dorește să spună câteva cuvinte de la filiala sectorului 6 și de la București sector 6, dacă de la alte filiale din București mai doriți să-i... Suntem puțin contra... Mai avem câțiva invitați pe care o să-i rugăm să ne vorbească. Da, ca locuitor al Bucureștiului, mai întâi de toate urăm bine bun venit tuturor celor care au venit din țară. Într-adevăr, dăm slavă lui Dumnezeu, minune ceea ce se întâmplă astăzi aici și sunt sigur că experiențele fiecare dintre noi pe care le vom discuta în grupurile de lucru de aici încolo și
Până la urmă, toate aceste acțiuni pe care le vom organiza împreună vor da roade în viitor. Filiala sectorului 6, o filială înființată pe 19 februarie, o filială despre care cred că mai bine ar fi să vorbim despre întreg Bucureștiul, pentru că suntem doar o mică parte din ceea ce înseamnă Bucureștiul astăzi. Și le mulțumesc tuturor colegilor din toate celelalte filiale cu care ne-am întâlnit regulat și cu care am reușit să punem la punct foarte multe lucruri minunate. Cred că până la urmă cel mai important este să ținem aproape, să comunicăm unii cu alții, să ne cunoaștem și să ne ajutăm reciproc cu sfaturi, cu acțiuni comune și până la urmă să fim alături unii de alții pentru copiii noștri, pentru România și pentru neamul acesta. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Doresc foarte frumos să-i prezint președinții de filiale. La sectorul 1 este doamna dr. Ioana Popescu, ne-a ajutat și la organizare. La sectorul 2 este domnul dr. Traian Login, este aici. Vreți să ne spuneți câteva cuvinte, doamne doctor, simțiți acum sau? Nu, cred că... Da? Da, doamna doctor dorește să spună un minut, apoi la sectorul 3. Doamna Camelia Raicu, doamna ofițer, Camelia Raicu, îi mulțumim pentru implicare. La sectorul 4, domnul farmacist Valentin Porubin, mulțumim. La sectorul 5, doamna economist Cristina Ștefănescu. Da? Și la 6, domnul avocat Marius Bărlădanu, v-am prezentat și Bucureștiul. Doamna Popescu, vă rugăm. S-a vorbit foarte mult, doar două cuvinte aș putea spune că, într-adevăr, mobilizarea este un lucru esențial și, cum a spus doctorul de la Suceava, dacă rețin bine, noi și organismul reacționează prompt la agresiune, deci este o reacție. Noi poate că trebuie să combinăm asta și cu o atitudine proactivă, de a arăta acestea o normalitate până la urmă, deci să nu fie neapărat o atitudine de a reacționa, ci de a învăța copiii noștri ce înseamnă normal și firesc. Normal și firesc nu înseamnă neapărat corectitudine politică, nu înseamnă neapărat lucruri obiceiuri străine pentru copiii noștri, înseamnă o atitudine de a înțelege, de a cunoaște, de a putea alege. Mulțumim!